Deși a fost coleg de clasă și cu Titu Maiorescu și cu Gina Pistol, Mihăiță din Berce nu a ajuns la performanța lor de a trece de clasa a patra. Iată-l deci pentru a 10-a oară față în față cu testul suprem. Multă baftă. Mor! Colegu, sub ce denumire mai este cunoscut ursul de panda? Ursul panda bear, ce ratatun sau de ursul de bambu? Dar ce sunt ăla? Vrei să fii miliardar? Răspuns final? E, ververit. Uite se varsă dumnere. Păi, îmi spui, colegu, dacă îmi spui, îți dau 10 porci, îți dau 10 porci, îți fac o răștiță cu Gina Pistol. Cu Gina Pistol, te duc la masaj și piu, să vezi lumea pe globul pământesc, tot ce vrei tu, posulică, dacă mă ajuți. Mihăiță! Da, stăpână, nene. Dacă nu te potolești, îți iau lucrarea. Dar eu n-am făcut nimica! N-a făcut nimic, bosul mic mă întreba ce produce România și eu i-am spus gaze, cereale, ce nemnare, gaze de șiși, porci, magabonte. Nu e adevărat. Mă faci mucinos? Mă faci mucinos? Să știi că nu te mai duc în excursie în Nova Brazilia. Mihăiță, stai jos. Și dacă mai scoți un sunet, îți iau lucrarea și iar nu treci clasa. Aici. Și te dau și afară. Ultima întrebare. Dacă răspund bine, borbovesc și le arăt la toată lumea că put. Care este poetul național al României? Păset? Lasă-mă! Păset? Osulina, dacă îmi spui care e poetul național al României, te duc la Paris să vezi turnul Eiffel, îți arăt Palatul lui Suleiman, îți copăr tablou cu Mona Lisa, 30 de sute de ori pe el, mor! Mihăiță! Da, împăratul muștelor! E ultimul avertisment. Dacă mai scoți un sunet, dacă mai miști, dacă mai respiri, te dau afară și nu treci clasa! Mihăiță? Ce faci acolo? Mihăiță? Mihăiță, ai nebunit? Da! Da! Mi-a spus domnul împărat să nu mișc, să nu mă foiesc, să nu respir! Stai jos! Hai că poți și singur! Trebuie să fac decât o introspecție cerebrosă! Bă, ce se întâmplă, mă, cu Mihăiță? Moare? Băi, român, gândește! Bă, căutați-mă mai repede, că-l pierdem pe ăsta, mă! Bă, dar ce caută, mă? Nu știu, mă, vrea să știe care-i cel mai mare poet al României. De ce nu zici, bă, așa? Răspuns corect, Florin Salam. Ia uite, timpul s-a scurs. Predați lucrările, dragi copilași, lăsați pixulețele jos și aduceți lucrăruțele la mine. Alin? Dugaru, te-ai lovit la mânuță. Hai, du-te acasă. Albert? Domnul stăpân, am terminat testul! Am promovat! Da, ai terminat. Dar, cu 2 minute întârziere, ai picat. Boss, nu spune asta!
Nu vrea pe bucurie din serai, îmi duci viața la urină. Am făcut pariu, am făcut pariu cu stomac, o locu, mor, că dacă trec clasa, îmi pune dinți. Mihăiță, regulile sunt reguli, îmi pare rău. Știi cine sunt eu? Mihăiță, dacă mă ameniți, nu rezolvi nimic. Eu vă întreb dacă știți cum mă cheamă. Mihăiță din Berceni. Nu Porencla, numele de familie. A, nu știu, nu știu. Nu? Nu. Să... Am terminat, am trecut clasa, am promovat. Sunt mai tare ca Mihai Neminescu. O să tutat să dau de băut la tot Berceniu, la tot Texasul. Să afle toată lumea că Mihăiță Dumitrescu e cel mai bun. Nu mai e prost, a trecut între cincea. Dumitrescu... Dumitrescu. Sit, stage left. Ne vedem la anul, domnul stăpân. Mai băgăm o fisă. Poate, poate.